Bine te-am găsit la o nouă lecție de limba și literatura română. Pentru început, ți-am pregătit 3 ghicitori. Te rog să le asculți cu atenție pentru a găsi răspunsul corect la fiecare dintre ele. Ești pregătit? Să începem! Prima ghicitoare sună astfel. Alb, plăpând și mititel, se numește ghiocel, bravo! A doua ghicitoare. Jucăuș, isteț, fidel, sigur este un cățel, bineînțeles. Și ultima ghicitoare. Roșii dulci și aromate stau frumos împerecheate. Cireșele, desigur, foarte bine. Cred că indiciile care te-au ajutat să găsești atât de repede răspunsurile au fost însușirile acestor lucruri sau ființe. Să ni le reamintim. Ghiocel alb, plăpând, mititel. Cățel jucăuș, isteț, fidel. Cireșe roșii, dulci, aromate. Cuvintele ghiocel, cățel, cireșe sunt, așa cum știm, substantive. Cuvintele care le însoțesc arată însușirea ale acestor substantive și se numesc adjective. Așadar, adjectivul este partea de vorbire care arată însușiri ale ființelor, lucrurilor, fenomenelor naturii, adică ale substantivului. Mie îmi plac foarte mult merele. Știi și tu, nu-i așa că un măr pe zi ține doctorul departe? Hai să desenăm un măr. Ia un creion colorat și colorează-l. Uite mărul meu. După cum observi, e un măr mare, rotund și roșu. Ce gust poate avea? Știu prea bine. E un măr aromat, dulce, zemos. Găsește și tu însușiri pentru mărul desenat de tine. Toate aceste însușiri sunt adjective. Să observăm acum aceste imagini. Ce însușiri s-ar potrivi substantivelor fular, fluture, vânt? Iată câteva exemple. Fular gros, lung, roșu. Fluture gingaș, mic, multicolor. Vânt puternic, rece, aspru. Sunt sigură că tu poți continua această listă cu încă 2-3 adjective pentru fiecare substantiv. Să găsim acum pentru fiecare substantiv câte un adjectiv potrivit. Soare, strălucitor, pulci, argintii, rochie, elegantă, zăpadă, moale, cărți, interesante. Foarte bine! În acest careu s-au ascuns mai multe adjective. Să le descoperim împreună. Pe primul rând al careului observăm adjectivul urat. Pe al doilea rând apare adjectivul roșcată. Următorul adjectiv este trist, urmează adjectivul colorate, iar pe ultimul rând întâlnim adjectivul leneș. Care substantive s-ar potrivi cu adjectivele descoperite de noi? Să găsim câte un substantiv pentru fiecare adjectiv din listă. Spre exemplu, voi spune oraș curat, vulpe roșcată, băiat trist, baloane colorate, oameni leneși. Bravo! Te-ai descurcat excelent! Felicitări!